Salut, Iulian. Seara bună! Ce noutăți mai ai? De la o zi la alta, tot noutăți, știri și etc. Vreau să aduc în atenția și a DGSP-ului și în atenția autorităților publice. Fratele mei au ajuns să-mi învețe nepoata să mă facă pe mine în toate felurile. Am ajuns de un copil de 4 ani să fiu făcut că sunt gay, îmi vorbește foarte urât prin niște înregistrări în care... Tu ai zis că ești gay, ai zis declarat asta public. Ofensator să te numească gay dacă tu te-ai declarat public. Nu, dar... Deci, Oleg, nu mi se pare normal la o fată de 4 ani să vorbească așa ceva, deci vorbește... La câți ani trebuie să vorbească copiii despre orientare sexuală? Cel puțin măcar de la 14-15 ani. Deci la 4 ani... La 4 ani mi se pare prea mic ca să cunoască anumite lucruri sau mai ales că frații arată anumite videouri în care se poate uita să vadă cum se face dragoste. Deci nu știu dacă de la 4 ani este vârsta... Nu cred nici eu că la 4 ani poate să... Uite, dar ia să uite ce se întâmplă. Dar să vorbească despre sexualitate, mi se pare că e tamam potrivită. De la 4 ani? Când își manifestă copilul interesul pentru sexualitate, atunci îi explici. Evident, nu tot, nu cu imagini porno, dar câte ceva începi să îi explici. Da, dar asta e că frații mei au învățat-o într-o direcție foarte greșită. Și ca să treci după cineva... Copilul, eu repet, ca papagalul și nu înțelege mare lucru ce spune. Ca să strângi pe stradă după cineva, chiar și eu când veneam pe la sora mea în vizită, că vin o dată pe an sau de două ori pe an, tot așa, e, nu știe altceva să-mi spun decât ce faci gheiule și nu știu ce. Deci niște lucruri care nu-i dă bine și frumos pentru o fată să vorbească așa ceva. Și dacă ea are pornirile astea, oamenii o pot cataloga când crește mai mare altfel. Și poate să fie un pion pentru cei din sa care vor să-și bată joc din ea. Fiindcă știm destul de bine că zona rurală... Tu faci grijă mai mult pentru ea decât pentru tine. Dar în care o vârstă destul de fragidă și nu aș vrea ca să o dispar de mama sa care este într-o condiție de neacceptat. Nu tu lumină, nu tu... cablu, nu tu aia, deci trăiește în niște condiții. Autoritățile nu știu de cum. Plus, ea consumă beri zilnic, deci bea mai mult ca un bărbat. Depinde și de bărbați. Sunt bărbați care beau o bere pe săptămână. Da, da, ei bea 4 kg într-o oră. Deci, o femeie să duci 4 litri, deja e depășit când știi că ai și copii în casă și bei în prezența copiilor, oare nu știu cam cum e. Ce educație mai dăm noi la copii dacă bem în prezența lor și vorbim urât în prezența lor? Și ceea ce mă deranjează că frață, ei vor să mă determine să-i mai ajut financiar. Nu mai pot să-i mai ajut financiar. I-am ajutat și prin prisma că ei mă hărțuiesc și mă fac în tot felul, nu mai pot să ajut astfel de oameni. Au o vârstă, au 50 de ani, trebuie să meargă să muncească. Nu pot să-i ajut, fiindcă eu fac o greșeală să ajut pe cineva. Și de ce vrei să știi public despre asta? De ce trebuie să știi autoritățile despre asta? Fiindcă e vorba de un copil minor. Ah, ok. Deci ceea ce este, pentru că nu mi se pare normal ca tu ca frate să vii să înveți astfel de copil cu astfel de vorbi și arăți anumite lucruri obscenice de față în prezența lui. Nu-ți mai spun că le arăta și penisul în prezența acestui copil. Deci mi se pare lucruri total uluitoare, ceea ce am văzut eu când eram în prezența lor. Ca să arăți astfel de lucruri la o fată de 4 ani mi se pare jenant. Am înțeles. Și le-ai sesizat organele astea direct sau vrei doar așa indirect? Am sesizat și poliția și primăria, dar nu face nimic. Și voi ieși și cu live și voi menționa astfel de lucru că toate au un început și un sfârșit. Nu mai pot tolera ca acești
ticăloși, acești nemernici, să înveți un copil, fiind și neam nepoata lor, să înveți astfel de lucruri. Fiindcă fata asta, dacă e pe de acum, are pornirile astea. Fiindcând va ajunge mare la 14-15 ani, a deja pot să înceapă viața sexuală. Și ea nu știe ce înseamnă să rămâi gravidă, nu știe ce înseamnă să ai un copil și cum să-l crești, pentru că ea nu a fost educată. Nu a avut educație de unde. Și dacă ea a crescut în evul mediului, n-ar fi trebuit să dai viață la un alt copil care tot așa va ajunge. Și de aceea vreau ca să opresc astfel de situație și să poți să-i schimbi viața prin să o ia de acolo și să o dea în plasament, să poată să vadă și ea ce înseamnă o școală, să umbli curat, să mănânci educat, să trăiești bine și să nu-i pară rău niciodată că a plecat din evul mediului într-un loc mai bun și mai fericit. Da, dar știi câte lipsuri și abuzuri se întâmplă și în instituții de stat. Nu, deci eu mă refer la asistent maternal, nu să-l ia la o casă de copii, la asistent maternal care poate să fie angajatul DGASP-ului, să iei niște bani și el în același timp să-și facă treaba de acești copii. Un părinte adoptiv. Okay. Deci nu-i musa să-i dai într-o casă de copii și acolo se întâmplă la fel lucrurile astea. Să fie abuzate, să fie... Dar eu spun că dacă o dai în grija unui asistent maternal, unui tutual, atunci se poate ca cineva să aibă grijă, pentru că poate își dorește să aibă un copil și să-i ofere mai mult decât ar avea copilul lui. Sunt oameni de ăștia. Dar știi că unii sunt deranjați că vin străini, de exemplu, și înfiază copiii de la noi? Fiți deranjați dacă românii noștri nu au inima deschisă și nu vor să înfieze ei, hai să lăsăm oportunitatea la cei de psihotare să facă. Fiindcă nu cred că cineva îi împiedică. Sau poate birocrația, sistemele astea de adopție îți greoaie. Nu cred. Fiindcă și ei interesul lor este să îi ajute și să-i dea prin credințare mult mai repede. Sau să mai tem unii că o să ajungă, ar putea să ajungă copiii pe mâna unor cupluri gay, lesbiene și că asta ar putea să le influențeze. Da, dar până la urmă și aia sunt oameni. Deci, indiferent chiar dacă ajung, și aia sunt oameni. Mi se pare normal. De ce ar ca să ai discriminarea dacă ar ajunge la un cuplu gay? Atât singurul lucru este diferența. Că una când e o femeie, știi să-i faci anumite teme, școlarizări, poți să-l formezi altfel. Și una când este un cuplu gay. Deci, acum, Ana, nu știu câte pregătiri au ei ca să-l porți la o școală, să-i faci temele, să-l ajuți. Deci aici există... Poate să aibă pregătire universitară, poate să fie pedagogi. Da, mă bucur să vă lucrurile astea. Gay sau cele lesbiene, poate să fie chiar tu de pedagogici, atât de pregătiri. Da, e un lucru benefic și mă bucur să văd astfel, dar n-am văzut momentan cineva să spună, domn, sunt rector universitar, dar sunt gay. Că, sincer, l-aș aprecia că este... Sau iată, un șef de stat în Europa a ales acum sexual. Da, este normal, nu este o rușine și eu am spus, de câte ori am avut ocazia în cadrul emisiunii noastre. Până dispărea semnalul. Da, o revenire. Nu că mai am acum un caz social cu cineva de la Coșula, care tot și-a încerc să organizez la ea și o activitate cu artiști, cu vedete, care se poate strânge o sumă de bani și... Să poți să iei o casă, să aibă băiatul ăsta o casă și el unde să stea. Și acum mi-a spus că la orice ori din zi sau noapte, artiștii mă pot suna că eu trebuie să iau legătura cu Stella Alexei mâine și să ne pun la dispoziție sala teatrului de la Iași, unde artiștii vor să vină să cânte și în baza unor invitații, oamenii să poată să vină să cânte și cu bilete, ajute acest tânăr care are nevoie. Și oamenii se bucură artiștii când vede că mai avem și astfel de... I-am spus că prin formațiunea civică Curaj TV suntem alături și vom putea face ca acest om să-i putem îndeplini această dorință. Fiindcă nu ne costă... Precizarea că Curaj TV e un proiect al asociației Hyde Park, care e un grup civic. Da, le menționez și lucrul ăsta și o să aducem mulțumiri asociației Curaj TV și Hyde Park, fiindcă ei sunt alături și ei, prin prezența ta și celalți colegi,
care susțineți activitățile când mă gândesc la oameni și la cazurile sociale. Ai grijă totuși când implici Hyde Park în ceva că trebuie acordul majorității membrilor. Ești unul din 24, nu poți decide pentru toți membrii. Dacă vrei să implici numele Hyde Park, trebuie să vorbești despre proiectul ăsta în Hyde Park și să obții votul majorității. Știi cum funcționează la noi treaba. Da, dar eu merg mai mult pe premiza formațiunii astea, la alte Curaj TV. Care... Am zis, Curaj TV e un proiect al Hyde Park-ului, nu-i formațiune și nu-i ONG, e un proiect al Asociației Hyde Park. Da, cu numele Curaj TV poți să defilezi cum vrei, unde vrei. Da, dar în cazul în care dacă iese și Asociația Hyde Park dorește, nu cred că s-ar împotrivi nimeni când vede că fac un bine. Nu cred, dar totuși nu e specializarea noastră, actele de caritate și campaniile de colectare de fonduri, dar na, ca o excepție putem să încercăm așa. Nu, deci eu mai mult mă gândesc să fac un bine. Nu strâng eu bani. Deci nu vrem să facem bine, dar nu putem să ne ocupăm de toate cazurile, pentru că știi că sunt o grămadă de cazuri. Da, sunt o grămadă, dar... Să ocupăm de asta, pentru că avem o preocupare. Libertate de exprimare, drepturile omului. Da, asta da, dar printre timp eu mai fac și... mai ajut așa cum pot. Deci nu pot să ajut o România întreagă, fiindcă nu pot. Dar cazul care necesită chiar o urgență și știu că din partea unor artiști am deschiderea și vor să vină să cânte, mi se pare ceva normal. Deci la câte o acțiune de asta, una sau două pe an, eu zic că Asociația Hyde Park ar fi trebuit să accepte lucrul ăsta. Că nu e ceva care spui că în fiecare zi fac. Orice se poate discuta, formulează propunerea și pune la vot. Știi cum funcționează treaba, dacă nu știi, te înveți. Da, ar fi trebuit să supunem la vot astfel de lucruri, fiindcă... Asta discutăm în interiorul Hyde Park, avem grupul acela de organizare internă, vorbim acolo, nu public. Da, și când am putea avea astfel de discuții? Propunerea poți să o faci oricând. Avem discuții la sfârșit de lună sau oricând e necesar. Așa că propunerea poți să o faci oricând. Discuții despre asta o facem în interior acolo, Hyde Park. Și s-ar putea pe mâine să putem avea o emisiune în cadrul Hyde Park să pot... Putem avea o discuție în Hyde Park, putem avea și discuții publice dacă convenim ceva. Da, pentru că vreau ca oamenii și membrii din Asociația Hyde Park să știe și poate cândva să vor uita și vor vedea, pentru că e cel mai frumos lucru când vezi un artist își lasă timpul lui liber și vine și face și ajută cineva nobil fără să ia bani. Pe când știm bine că unii se gândesc doar la traiul lor și se facă bani. Dar uite că avem și artiști care se dedică acestor cazuri sociale. Bun, Iulian, mulțumim pentru relatare. Ai văzut că am avut și eu azi complicații cu poliția de la Gara de Nord? Da, da, chiar spune-mi un pic ce s-a întâmplat, fiindcă... Nu mai spun, ăsta e alt subiect. Intrați pe Curaj TV și vedeți video. Cred că am explicat destul de clar. I-am văzut ceva, dacă intru și văd acum ce s-a întâmplat acolo. Da. Bă, sănătate!